Este sâmbătă, 15 mai, iar eu vorbesc cu voi direct din mașină, pentru că sunt pe drum, pentru că sunt în întârziere și pentru că plec la Galați. Ce bine! Abia aștept să plec, să vă dau și motivul pentru care plec. Simona Bujor, în cazul în care mă urmăriți de ceva timp, sigur ați mai auzit-o la mine menționată, își face ziua alături de mine și de alte fete de aici, de pe YouTube. Așa că unele dintre noi, cele în care am putut, bineînțeles, ne-am urcat în mașină și ne îndreptăm către Galați. Nu am mai vorbit cu voi de acasă pentru că sunt așa într-o mică întârziere. Trebuie să mă văd cu Denisa Nicolae la o benzinărie și nu m-am încadrat în timp. Sper să ajung însă la timp acolo. Și am zis că o să iau camera și o să vorbesc direct din mașină, de la volan. Nu o să vorbesc foarte mult pentru că trebuie să fiu atentă la trafic, dar vreau să vă pun la curent cu evenimentele ce urmează să se întâmple. Așadar, sunt în mașină, am de condus până la Galați, pe drum mă văd cu Denisa Nicolae, care vine și ea cu mașina ei, și după care ne îndreptăm spre Galați. Acolo trebuie să ne facem și noi check-in-ul la hotel, să ne întâlnim și cu Sandra Niculaescu, după care la prânz, la ora 2, suntem așteptate la terasa Alex, ceva de genul, pe faleza Dunării. Suntem așteptate de către Simona Bujor. Dar până acolo zic să fiu atentă la trafic și noi ne auzim cel mai probabil la Galați. Pa! Așa că finally, am ajuns la hotel, n-am făcut mai mult de, îi fac cu mâna Sandrei că a ajuns, n-am făcut mai mult de, cât e ceasul acum? E 12, am plecat la 8:30, mă rog, m-am mai oprit pe drum, în fine, vreo 3 ore, cu aproximație. Drumul foarte bun, mi-a plăcut, aici e cald, e soare și frumos, am ajuns la hotel, stau la Faleza by Vega. Și este masa, cum vă spuneam, de fapt masa este la ora 12 cu Simona, dar mă întâlnesc mai devreme cu Sandra să bem și noi o cafea, să ne relaxăm, să facem una alta. Așa că, Sandra, stați, vă arăt. Aici, parchează. Așa, o vedeți aici. Bine, hai să ne vedem cu ea. Închis-o ușa. Era o tanti cam ciudată pe aici care umbla și am geanta pe scaun. Ia să vedem. Auzi, stai să fac... Stai, fă spăr. Hai, mă, că-ți stă bine. Mă filmezi, mă, ce? Da, pot? Da. Hai. Și-a luat poziția. Mi se întreabă burta. Ce m-aș da rând. Oh, scuze-mă. Noi cu ochelarii. Hai că bem cafeaua și ne auzim mai încolo. Say hi, say bye. Dar înainte să ne așezăm la cafea, trebuie să vă arăt cum se vede. Deci ăsta e hotelul. Asta de aici, Faleza. Și în fața lui este Dunărea. Nu știu dacă v-am mai spus că n-am fost în viața mea la Galați. Dacă v-am mai spus, îmi pare rău, mă repet. Dar este un peisaj foarte, foarte frumos. Să știți că sunt două hoteluri. Mai e unul acolo, Vega. Acum, nu știu, am luat și unde am considerat mai bine. Foarte drăguț, dar hai să bem o cafea și o gură de apă. Că sunt tare însetată. Unde e Sandra? Auto. O să vedeți și vlogul ei. Cine vine, cine vine, da, da. Bună, bună! Sărbătorita noastră din acest weekend. Din păcate, pentru că mi-a plăcut să fiu invitată. Am emoții de moarte. Doamne, ferești! Avem aici pe Sintrica, Niculaescu și Diana. Bună! Și fetele, serveți ceva, ia să vedem. V-ați acomodat? Vă place Galațiul? Foarte frumos. Eu beau o limonadă cu pepene. Așa. Și o cafea. Da, da, da. Și am nevoie. Și mai avem un pic și ne vedem cu toate. Da. Suntem cam în aceeași formație astăzi, cam ca la ziua ta, nu? Corect, corect. Fără Adina și... Fără Adina și fără Eva. Da. Din păcate. Așa că, da, ne vedem la două. Telefonul cel nou al Simonei. Deci este superbă locația asta. Este absolut superbă.
A mai venit una dintre noi. Stai că trebuie să scot și o cameră. Denisa Nicolae. Denisa Nicolae. Da. Nicolae cu Nicolaescu. Filmăm la multe mâini. Dar nu stai că nu mai sunt Nicolae. Uite că și eu mi l-am greșit. Toate fetele cu puietele. Vă mai vine să-mi spuneți pe numele de fapt. Foarte frumos. Da? Ce n-am fost niciodată și chiar place. Aici din da, aici e punctul cel mai frumos. A venit și Sabinuța între timp. Ne-am reîntregit. Suntem în formulă completă. Acolo e cadou meu. A venit și să-l desfac. Da, a venit. Vă mulțumesc enorm pentru cadoul ăsta. Abia aștept să-l desfac. E atât de mare. De, nu știu, nu-mi imaginez. Nu plâng, da. Deci îl devorez cu privire deocamdată. Asta a fost, astea au fost inculpatele. Au fost la mine în mașină. Vai, dar și hârtie e superbă. Auria așa, cum îmi place. Da? Și Sabinuța, ce ai făcut tu acolo? Sabinuța, tu ce ai făcut aici? Sabinuța s-a gândit să aduc și ea ceva, să vezi de la ea, că trebuia să duc și eu de la munte și n-am mai reușit să ajung. Hello, hello. Hello, hello. Nu puteam să aleg decât acest ambalaj. Superb, superb. Normal. Mamă, ce drăguță ești, Sabi. Am și pentru fetele care... A sortat. Da. Am și fetele... Am și pentru fetele care nu... Sunt aici, s-a venit și mai tare. Și cum ajung la el? Ajung, da? Sunt toate la fel. Așa. S-a venit și de la mine. Dar trebuie să încerc de la mine. Scuzați! Ce drăguț! Mulțumesc, mulțumesc! Ce ambalaj drăguț! Da, lasă-le la mine și... Ce drăguț! Mamă, mai... A, supa! Am o supă! Deci un hol Lidl. Stați. Asta e rece, e bună. De la Solemar. Da, eu n-am mai găsit la Lidl în București. Apropo, exact, eu mai mănânc și de-astea, ce să fac? Asta da, e, nu prea știu să gătesc, da, nu prea știu să gătesc, mă rog, în fine. Și Sabinuța, am rugat-o să dea o fugă la Lidl. Mulțumesc, apreciez. Ca și nouă de altfel. Să-mi caute gazpacho. Yay, for me. N-am mâncat niciodată. Așa? O putem gusta împreună da, înainte de mine? Iar aici aolo. Am și o parte a mea care nu am fost la Brașov, dar le-am păstrat. Da, le-a refuzeuri, cum s-ar spune. La tarabă, cum am zis eu. Așa, tarabă. Super. Bravo. Și împărțim, da? Împărțim. După ce am ajuns, am stat aici și am băut o cafea cu Sandra. Apoi ați văzut că a apărut și Simona, a apărut și Denisa, a apărut și Sabina. Și acum trebuie să ne mutăm la terasa unde a făcut Simona rezervarea, la terasa Alex. Și Simona își cară acele cadouri pe care le-ați văzut la masă, pentru că vrea să le deschid acolo la terasa Alex. Eu am încercat să mă cazez și din păcate nu am reușit. Acum este ora 2:20 și mi s-a spus că încă nu mă pot caza din cauza faptului că este un club sportiv, mă rog, ceva de genul ăsta și nu a eliberat încă una dintre camerele în care eu urma să mă cazez. Așa că nu am mai schimbat, sunt în aceeași ținută, nu știu dacă m-am arătat-o, un tricou și o pereche de blugi, niște tenis și în picioare. Aici am o gecuță, că am zis că după ce terminăm la restaurant, mergem să ne plimbăm un pic pe faleză. Și Simona filmează și ea daily, bineînțeles. De fapt, toate fetele filmează. O să vedeți pe canalele lor și pe al meu, bineînțeles, ce va ieși. Așadar, am luat-o frumos la pas și hai să vă arăt și hotelul. Cam asta e, așa arată. Și acolo e Dunărea, vis-a-vis, adică aici. Cum vă spuneam, toată lumea filmează daily. Hai să mergem să mâncăm, pentru că ne este foarte, foarte foame. Toată lumea se plânge că are șoarece, eu n-am apucat să mănânc nimic astăzi. Doar am băut o cafea luată dintr-o benzinărie. Așa că hai să băgăm sub nară, cum îmi place mie să zic atunci când glumesc. Mi s-a impregnat un alt parfum de-al vostru. Dacă ai că este al lui... Miroase. Ai făcut sau nu ai făcut? Mie să-mi spui. S-auzea. E cu sunet? Dacă se simte
Dar doar nu mă chinui să dau pusetă degeaba. Asta de noi? Da. Nu. Original. Nu sunteți atât de comici, mă știu. Simona, mai poți? Da. Ai călcat în vreun noroc? Da, unde mă calc și eu? Mai poți cu acele două cutii? Pot. Hai, că abia așteptăm să-ți vedem reacția. Când e cadou tău, da, ești forțoasă, crezi și eu. Cadourile cresc în funcție de vârstă. La 45 de ani, normal să primești două cutii. Nu fiți invidioși, da? Și la 60 o mașină. Și eu tot două am primit, nu știu cum să zic. Să-mi iau și eu mașină. La bătrână și tu. Da. E glumă. Ce? Ce ai zis? Ce-i? Te rog să repezi la cameră ce ai zis. Ești rămâi și cafea. Și bătrână. Și babă bătrână. Babă bătrână. Da. Când o să găsesc o babă tânără. Așa te rog. Superb peisaj, chiar este frumos și avem super noroc de... Se pare că am ajuns la terasă și arată foarte, foarte bine. Este așa sus pe un mini deal, o colină, sau mă rog, cum să o numim, nu știu. Deci aici vom servi prânzul, exact pe malul Dunării. După care vom merge să ne plimbăm și pe faleză. Așa arată. Și Simo cred că nu mai poate acele cutii după ea, dar nu mai pot eu de emoții să-i văd reacția. Că... Da, 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 păi da și mie îmi zici de tine. Păi da ce n-ai, mamă? Aolo. Au simțit vedetele, vezi? Da. Hai că mi-e foame. Deci părul meu nu vrea să mă asculte astăzi absolut deloc. Și cineva... Cineva se uită la mine în spate. Așa. Vreau să vă arăt meniul, dar văd că îl arată oricum toată lumea. Nu, nu de băutură, draga mea, de mâncare. Vreau să vă arăt ce se găsește în această locație minunată. O să întorc imediat camera să vă arăt și ce se vede exact stând la masă. Este minunat, vă recomand. Dacă ajungeți în Galați, veniți la Alex. Este foarte, foarte tare. Imediat întorc camera și vă arăt și vederea și ce preparate se găsesc în meniu.
Deci a venit momentul mult așteptat. Am emoții mai mari ca ale voastre. Încep cu cel mai mic. Eu zic că aici am un parfum. Hai, să vedem. Ia să vedem. Să vedem, a zis omul. Nu trebuie puțin, nu? Asta e ceva de casă. Deci exact invers, nu? E ceva de casă aici. Ceva de la... ceva din calțat. Nu, nu știu. Sephora? Ia. Aici cred că ghici parfumul. Parfumul? Da. Ți-am zis că ai ghici ceva. Da. Siana Androni, gata, am scanat. Ah, simt că mi-ard obrajii. Hai, nu plânge tu. Nu știu că am avut ceva de la Sephora cumpărat. Așa. Nu trebuie? Să-mi dat adresa. Da? Pregătiți? Hai. Da, tremur. S-a sustras ceva de aici. Deci un tremur în mâine. Am aici un pachetel. Să-l desfac. Mai am ceva acolo. Asta e o paletă. O paletă? Natasha! Deci Natasha Denona, da. Deci am primit o paletă de la Natasha Denona pe care, mă rog, e altă variantă pe care... Care paletă care... este? Ia spune că bronz... i-am luat Dianei paleta. Asta am zis, da! Da, când am ales pentru Diana, am zis mie asta mi-ar plăcea și bronz palet. Vai de capul meu, o desfac? Normal! Deci, îs... Da, n-am avut niciodată așa scumpeturi. Și paleta se arată în toată splendoarea ei. Uitați-o cât e de frumoasă! Doamne! Da, deci... Oh my God! Uitați-vă minunata paleta! Ce culori superbe are! Superbe! Doamne, voi fetele, deci e superbă! Da! Nu o să o ating pentru că e prea prețioasă. Dar nu am dat-o ca să folosim. Nu? Ca să o țin bibelou, da. Adevărul e că e un fel de piesă de muzeu. Uitați-o cum arată. Deci, piesă de muzeu. Să o folosești cu plăcere. Hai, next one. Next, da? Unde o pun pe asta? Țineți-o bine. Acum, îl aduc pe ăsta, nu-l pun pe masă, nu? Nu-l pun pe masă, că a fost pe jos. Da, ăsta-i ceva pentru casă. Eu sper să nu fie ceva pentru gătit. Că voi îmi vreți rău, pe. Păi, unde încep? A zis la niște vloguri că dacă îi sunt rușesc proiectele, am emoții, da, am emoții. Aici? Da. Vedeți? Semnul. Un săculeț, deci nu pot să cred așa ceva. E un rucsac? Și eu sunt îmbrăcată azi în bel? Dar ia vezi, la cine e rucsacul ăla? Oh my God, dar cât e de greu! Deci nu pot să cred! Și un rucsac de la... Laura? Laura Maxim, da, știu că îi place Dianei și Corinei și eu chiar m-am uitat cu mare plăcere când ați prezentat voi gentuțele voastre. Nu mi-am permis, am și eu o singură poșetă din piele, dar bej n-am avut niciodată în suflet. Și astăzi sunt îmbrăcată în bej, deci... Da? Să le părți cu dragă. Sorul mâna, băi, nu pot să cred, deci nu pot să cred așa ceva. Pentru cei care se uită, se numește Cubano, ca să știți, în cazul Cubano. Cubano? Doamne, nu pot să cred și mare așa cum îmi place mie. Acum mi-am tras telefonul ăla, da, a sunat rău. Acum văd aici un buzunăraș care s-ar fi potrivit pentru
vechiul meu telefon, acum am unul mai mic, știți, nu? Așa. Și am și în partea asta. Și aici, ia să vedem, aici trebuie să-l desfac, nu? Ai, super! E super! Doamne, e super! Da, nu-i compartimentat din câte văd eu, scot. Da, nu-i compartimentat, dar mai bine așa, în cap aici. Azi chiar aveam nevoie de așa ceva. Ce? Ce, mă? Să plângă de eu. Ce am zis, mă, aia cu mare? Ia mai acolo scândești. Să le folosești cu plăcere, Simo. Să mâna, băi, ferte, băi, deci... Nu, nu m-am așteptat, deci m-ați uimit. M-ați uimit, deci eu pot să plec? Lasă-ne bani să plătim masa. Vă las să plătiți, da? Băi, deci nu pot să cred așa ceva. Să vă arăt și ce am luat de mâncare. Eu mi-am luat un carpaccio cu niște cartofi care arată tare, tare bine. Pare a fi făcut de casă. Aici sabinuța și am luat creveți picanți. Piept de pui cu sos de gorgonzola și ce scărbuțe, ceva creveți, cartofi și... Denisa, ce e acolo? A, să mă spun, dacă... Denisa, ce e acolo? Am piept de pui în crustă de migdale. Mamă, super! Și cu orez negru și cam asta. Super! Mai zi o dată. Piept de pui în crustă de migdale. Poftă bună, fetelor! Este deja a doua zi, după cum bine vedeți, sunt în cameră, lumina îmi bate pe față, lumina naturală, deci e clar că am trecut de prima zi, care a fost o zi foarte, foarte frumoasă. Cred că ați rămas la plimbarea de pe faleză, hai să o luăm de acolo. Ne-am plimbat pe faleza din Galați, foarte, foarte frumos, mi-a plăcut tare mult. Partea asta de Galați pe care noi am văzut-o mi s-a părut foarte îngrijită, foarte curată, oamenii relaxați, na, ca pentru o zi de sâmbătă. Și mi-a lăsat o impresie foarte plăcută, nu știu de ce, aveam o altă impresie despre Galați, nu știu de ce, dar chiar mi-a plăcut. Ne-am plimbat pe acolo, am făcut câțiva pași, cred că am făcut vreo 2 km, ceva de genul. Am făcut și câteva poze, foarte frumos mi-a plăcut, după care ne-am întors în jurul hotelului și am stat la o altă terasă față de cea la care stătusem dimineață cu Sandra și apoi când au venit toate fetele. Aceea prima se numește Union Jack, ceva de genul ăsta, da, parcă așa. După care, când ne-am întors, ne-am așezat la o altă terasă care se numește Sea House. Ce house? Foarte frumos și acolo, dar e mult mai frumoasă aceea Union Jack. Chiar aia mi-a plăcut și cum era decorată și lumea și atmosfera, foarte frumos. Aici, la Sea House, mâncarea bună. Am mâncat... ce am mâncat? Am șeruit o pizza cu Sabina, dacă nu mă înșel, și noi ne-am luat o pizza mică amândouă și n-am reușit să o terminăm. Dar am zis să nu ne ducem cu stomacul gol la culcare. Așa că am mâncat așa o mâncare nu tocmai potrivită pentru seară, dar a fost foarte, foarte bun, ne-am simțit bine și acolo, am mai stat. Cred că ne-am așezat în jur de 7:30 și ne-am ridicat pe la 10:30. După care am ajuns în cameră și nu am mai fost în stare decât să mă demachez, să fac un duș și să mă bag în pat.
și m-am trezit azi de dimineață foarte odihnită și mă uit acum afară că se anunțau ploi, dar din fericire pare să fie încă destul de însorit, cu toate că am mai verificat și pe la 1 teoretic ar începe ploaia. Acum am băut cafeaua și la 10 urmează să ne vedem jos, să ne întâlnim cu Simona, cu soțul Simonei, cu Marcel, cu Denisa, cu Sabina și așa mai departe. Sandra a trebuit să plece de ieri, pentru că de Fabi, Fabilicious. Și să vedem ce program avem, pentru că inițial fusese o discuție aseară la masă, cum că mergem să vedem grădina botanică sau grădina publică și eu chiar le spuneam fetelor că ieri mi-aș fi dorit să port altceva, dar din cauza faptului că n-am putut să mă cazez atunci când mi-am dorit, n-am mai putut să mă îmbrac în rochia respectivă și chiar le ziceam, zic, gata, oriunde mergem mâine, eu îmi pun rochia. Și Marcel a zis, soțul Simonei, a zis, nu, mai bine nu. Și zic, bine, dar spunem de ce nu pot să mă îmbrac în rochie? E, nu, că știi că în grădina aia e iarba. Mă rog, a încercat el cumva așa să mă lămurească, dar nu prea a reușit. Și tind eu să cred că are o surpriză ceva pentru Simona, nu știu. Vorbesc acum clar în necunoștință de cauză, pentru că habar n-am ce urmează să se întâmple, dar sunt foarte curioasă. Așa că keep watching. Continuați să vizionați acest clip. Vreau să vă arăt acum camera, pentru că mai am foarte, foarte puțin și trebuie să cobor. Să vă arăt așa camera. Sincer, pe Booking arăta mai bine. Da, arăta mai bine, dar na. Pentru o noapte a fost ok. Important e să am o baie unde să-mi fac un duș și să, na, să mă lua baie ca omul și să am un pat în care să dorm. Ea așa e drăguțică, dar na. Știți cum e, imaginile de multe ori nu sunt cele mai edificatoare. Bun, cam ăsta este planul pentru astăzi. După ce terminăm ce avem de făcut, habar n-am, cu familia Bujor, urmează să-mi urc și o mașină și să mă duc acasă. Da, o să revin cu concluzii la sfârșitul zilei. Am primit și două pachetele, unul de la Denisa și unul de la Sabinuța, acele mici cadouțe pe care le-au făcut și le mulțumesc și pe această cale, sunt foarte, foarte, foarte atente de fiecare dată. Și da, vi le arăt acasă că unele le am în mașină. Acum, hai să vă arăt camera și să procedem unde om procede la ideea domnului Marcel. Aceasta este intrarea în cameră și am aici un prieten, trebuie să vi-l arăt neapărat, pentru că toată noaptea m-a disperat efectiv. Aseară am venit să sting lumina din hol și am apăsat pe unul dintre, cred că pe acest întrerupător, și a început tabloul ăsta să facă ca toți dracii. Și mă gândeam, zic, ok, eu ce fac acum? Să sun la recepție, să mă mut? Mă rog, într-un final s-a oprit. Așadar, avem aici un dulap, cam așa. O să vă arăt și ce în el, nu e mare lucru, un cuier. Și aici, în dreapta, este baia. Ia să vedem. Mă rog. Na, baia e cea mai... Dar e ok. Aici sunt eu, o chiuvetă, mă rog, toaleta, ca în orice baie. Și apoi arată cam așa. Aici am eu diverse chestii. Bagajul meu, acesta este patul. Nu arată la fel de bine ca atunci când am ajuns în cameră, dar de... Am și dormit. Acolo un tabloaș. Văd că le plac florile. Sunt foarte pe flori, așa. Vedeți, acolo mai avem o decorațiune cu flori. Un televizor, da, vă dați seama că nici n-am apucat să-l deschid. Mă rog, noptiera. O măsuță aici. Și vreau să vă arăt și vederea de pe balcon. Am o biserică. În fața camerei. Am avut ocazia să ascult și slujba de duminică dimineață. Dar cam așa, mai devreme era soare, acum văd că nu prea mai e, dar da. Aici se vede faleza, foarte frumos. Una peste alta a fost o cameră bună și m-am odihnit. Asta era cel mai important. Bun, acum că v-am pus la curent cu toate astea, zic să mergem, să ieșim pe ușă și înainte, fănic! Am ieșit la o mică plimbare pe faleză și vreau să vă arăt încă o dată că aici am mâncat ieri și acum nu știu ce mergem să facem. Să, nu știu. Dar vreau să vă arăt aici aceste șalupe, bărcuțe foarte drăguțe. Și hai să vedem ce facem. Nu știu, eu tot încerc să surprind momentul. Dar, mă rog, când teoretic Marcel face ceva, dar nu știm ce. Și tot stau cu camera în mână, ca să fiu sigură. Bună! Bună! Ce facem aici? Încercăm să ridicăm dronul. Atât? Da. Bine! Ne-am reîntregit, după cum bine vedeți. Hello! Stați să vă arătăm aici. Rucsacul este
La ochii e machiată cu Natasha de Nona. Deci toate cadourile sunt folosite, ceea ce ne bucură foarte tare. Și aici avem Club Nautic Monaco. Foarte drăguțe. Și zice că ar merge de pe YouTube. Aveți un canal de YouTube, da? Da. Și vă uitați la mine? Mă abonați. Da, păi atunci abonați-vă și la prietenele mele, că le-am musafir zilele astea. Da? Da, am o surpriză pentru de astăzi. Eram sigură. Canal de YouTube, vă știu, haideți cu mine. Eram sigură. Dacă tot ați pătruns aici... Cu surprizele tale nebunule, de ce nu m-am prins până în ultima clipă? Erai tu să fii, deci nu ți-ai și ora ție, da, înțeles acum. Mama ta, dar... V-am zis eu că... Acum mă gândeam, mă unde scrie și eu, ce sunt interzis? Scrie, scrie, da. Așa îți va să zică. Da, ce? Surpriza soțului. Surpriza mea, nu a soțului. Da? Surpriza mea. A, corect, corect, scuze. De-aia mi-a zis Marcel să nu-mi iau rochii. Am făcut legătură. Deci sunt emoționată, nu mă așteptam la ce a făcut Marcel, deci nu mă așteptam. Niciodată, de când sunt în Galați, nu m-am plimbat cu barca. Niciodată. Deci premieră. Da. Și n-am fost nici la, nici în Delta, nu știu, voi ați fost vreodată? Da, da, da. Da? N-am fost. Bună, Denis, super! Da, sunt aici! Spun așa ceva în mare despre oraș, da, și despre clădirile care sunt, că chiar dacă suntem în Galați, mult în Galați. Așa este. De aceea unde scrie Cătenia Zonală Galați, avem structura acela sus, radarul care se întâmplă, da? Cătenia Zonală Galați, acela care se învârte, vede absolut tot ce mișcă pe Dunăre, rază de 80 de km. Inclusiv pe noi. Inclusiv pe noi, da. Da. Copertine. Aceasta este a doua cea mai veche navă din Europa și se află aici la Galați, Tudor Vladimirescu, se numește. Ea în 2003 a fost refăcută. Mă refer că a mai îmbunătățit-o un pic așa, mai vorțit-o. Ea a făcut, are 4 apartamente pe ea. Nu-i super exteriorul. Da. Deci pe plimbarea asta cu barca părumstăm toate direcțiile, dar nici nu mai contează pentru că a fost absolut, absolut minunat. Ne-am plimbat cu un domn pe nume Viorel, care are așa o mică firmă aici în Galați de plimbări de agrement pe Dunăre, GIF Boats. Să-i căutați firma pe Facebook pentru că vă puteți programa niște excursii absolut minunate. Spunea ceva de o excursie de 2 ore până la insula Cailor. Deci am zis cu fetele că o să revenim să facem și acea plimbare pentru că mi se pare minunată. Vreau să vă zic apropo de asta, de minunat și așa mai departe, de super. Deci weekendul ăsta a fost la superlativ tot, pentru că efectiv am simțit așa că revenim la o viață normală, ceea ce ar trebui să se întâmple pentru toată lumea. Și mulțumesc familiei Bujor pe această cale pentru ocazia oferită. Ce vreau eu să vă mai spun? A, da. Acum, înainte să plecăm, o să mergem să mâncăm la terasa Alex din nou, pentru că atât de mult ne-a plăcut mâncarea. O să vreau să-mi iau ce-am mâncat ieri din Lisa, cel pui cu migdale. Dar da, mergem spre Alex, mâncăm și apoi spre casă. Și probabil că ne mai auzim din mașină. Cu burtica plină, pregătită de drum, îmi doresc să închei acest vlog aici, pentru că de acum nu se mai întâmplă nimic foarte, foarte interesant. Mă urc la volan și direcția București. Am luat masa de prânz la același restaurant unde am mâncat și ieri, unde și-a făcut Simon ziua, la terasa Alex, un restaurant extraordinar. Încă o dată vă recomand să vă opriți aici în cazul în care veniți în Galați și vă e foame. Toate preparatele sunt extraordinar de bune și era să-mi rup piciorul.
sunt minunate, peisajul superb, serviciile de foarte bună calitate, chiar fetele foarte amabile. Chiar asta vorbeam și cu cei prezenți în acest vlog, că este extraordinar, la superlativ. Foarte puține localuri din București oferă servicii de atât de înaltă calitate, sincer vă spun. Da, a fost un weekend minunat. Mulțumesc pe această cale gazdelor noastre, familia Bujor. Sunt niște oameni de nota 200, vă jur. Și o să vă rog, în cazul în care nu ați făcut-o până acum, să intrați pe canalul Simonei și să o urmăriți. Domnul Marcel, soțul Simonei, este extraordinar. Am râs de efectiv, am făcut febră musculară la burtă. Extraordinar. A fost ca o gură de aer proaspăt pentru mine această ieșire și mă bucur tare mult că am putut să vin. Cu asta e un chei. Mulțumesc că ați ajuns până la final. Nu știu ce vei ieși din vlogul ăsta, probabil e așa un pic din toate direcțiile. Dar sunt bune și vloguri din acestea mai dinamice, nu doar statice, cum am făcut în ultima perioadă. Gata, eu vă pup, remember to smile și ne vedem data viitoare la un alt clip, probabil de acasă. Și în curând vine și haul-ul de M, știți, haul-ul, sau mai bine spus, videoclipul meu semnătură. Până atunci, vă pup!